Bună, dragii mei, astăzi vom vorbi despre cele mai hot aporte încălțări pe care ar trebui să vi le cumpărați în această toamnă, pentru că îmi scrieți atât de mulți. Am hotărât să dedic un episod, da, dedicat pe canalul meu de YouTube, acesta, despre acest subiect. Și vom începe cu accesoriile speciale, pentru că se apropie foarte multe evenimente, nunți, botezuri, anul nou și alte evenimente pe care, la care sunt sigură că doriți să participați. Vom începe cu pantofii pentru evenimente. Pantoful pentru eveniment trebuie să aibă un calapot suficient de comod pentru a vă permite să vă simțiți și bine, nu doar să arătați fabulos. Brandurile pe care le puteți alege în acest sens sunt dintr-o gamă foarte, foarte variată. Depinde, desigur, și ce sumă doriți să investiți. Eu vă recomand acest tip de pantof, mai decupat în partea din față, care va face ca piciorul vostru să arate impecabil. Da, este foarte important în momentul în care cumpărați un pantof să îl verificați, să verificați stabilitatea. Poziția corectă a tocului este vertical, nu înclinat în niciuna dintre direcții. De asemenea, este foarte important să verificați și felul în care este construit calapodul. Dacă există un burete sau nu pe partea din interior, aceasta va da o comoditate foarte mare. Firește că dacă vă doriți să purtați o rochie fără mâneci sau o ținută ceva mai revealing, să spunem, puteți purta o pereche de sandale. În general, eu prefer sandalele chiar dacă afară este zăpadă, pentru că dau acel plus de rafinament și sex appeal, să nu uităm. Alegeți întotdeauna modele care să nu încarce glezna, dacă aveți o gleznă care nu este foarte subțire, și optați pentru volum în partea din față. Există un număr foarte mare de modele care au diferite interpretări, dar este cel mai important să optați pentru un material nobil, ca tifeaua, glitterul sau lacul. Pentru că vorbeam despre glitter, este important să nu alegeți orice fel de glitter. Glitterul este de mai multe feluri, nu neapărat are ca bază pielea, iar dacă doriți o pereche de pantofi de calitate, este bine să verificați aceste lucruri pe eticheta sau pe talpa pantofului. De asemenea, verificați stabilitatea pantofului prin apăsarea în partea din față. Tocul, din nou, trebuie să fie în poziție perfect verticală. Pentru acelea dintre voi care doresc să fie extrem de comode la evenimentul la care participă și chiar nu pot purta tocuri, pentru că există și perioade din viața unei femei în care chiar nu putem purta tocuri, este interesant de ales o pereche de balerini, iarăși din material special și cu aplicații. În acest caz avem o fundă care este suficient de discretă pentru a fi chic și suficient de vizibilă pentru a da un plus de glam oricărei ținute. Pentru aceia dintre voi care aleg o pereche de botine sau o pereche de pantofi închiși, vom vorbi puțin despre cum ar trebui să arate acestea. Nu vă recomand neapărat să mergeți pe negru. Negru este o variantă foarte comodă pe care vor merge majoritatea prietenilor voastre. Așa încât alegeți o botină într-o nuanță ceva mai specială. Eu am ales-o pe aceasta pentru acest material pentru că nu are o culoare atât de stridentă încât să fie considerată o botină de seară și poate fi purtată și la un lunch ceva mai extravagant. Botina din catifea este o alegere foarte interesantă. Știu ce veți spune, vi se va părea puțin dificil să combinați în garderoba voastră aceste piese, gândindu-vă poate că sunt mult prea spectaculoase. Imaginați-vă însă cum ar arăta la o rochie simplă neagră. Vorbim acum despre o variantă intermediară. Știți faimoasele încălțări ale lui Audrey Hepburn? Ei bine, Audrey Hepburn purta balerini și nu-i plăcea deloc să fie filmată dintr-o parte, pentru că purta 40 la picior. Straniu, nu? Pentru un kitten heel, foarte, foarte importante sunt detaliile. Atâta timp cât pantoful nu este foarte spectaculos în sine, contează aceste accesorii. Ele trebuie să fie întotdeauna de calitate și nu din plastic. Întotdeauna brandul este o garanție, ca și locul din care le achiziționați. Pentru cele ce vă doriți un look ceva mai extravagant, o sandală cage va fi alegerea corectă cu siguranță. Este foarte important să nu o combinați cu roșu sau cu albastru, pentru că îi veți da un aer foarte ieftin. Alegeți nuanțele ținutei în nuanțele încălțămintei, pentru că să fim serioși, o pereche de pantofi poate costa uneori și de două ori mai mult decât o rochie. Tocurile speciale sunt întotdeauna accesoriul cel mai important. Asta dacă nu sunteți o tipă foarte, foarte clasică în abordare. Este important ca tocurile pe care vi le alegeți să fie suficient de comode și în același timp să aibă un aspect cu totul și cu totul deosebit. Spun asta nu neapărat pentru că trebuie să vă încălțați așa cum o face Lady Gaga, dar trebuie să aveți grijă să nu vă cumpărați pantofi care doar seamănă cu ceva celebru, însă în fapt sunt o copie.
gonna edit this later. I would very much like to be excluded from this narrative. Oh, shut up!